Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiro, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu din această seară este domnul senator Marius Humelnicu, senator PSD Galați. Bine ați revenit alături de noi, domnule senator. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Iată că se apropie perioada caldă, se încălzesc lucrurile și la nivel social și la, mă refer acum la mișcările sindicale care au loc, în special în zona de educație. Discutam și înainte de începerea emisiunii, a fost o pauză foarte lungă și o tăcere adâncă în această zonă, dar iată că acum profesorii sunt foarte nemulțumiți, au ieșit în stradă, au pichetat guvernul pe 25 și 26 aprilie, a fost și această grevă de avertisment în ziua de miercuri și urmează grevă generală pe care au anunțat-o cadrele didactice pentru ziua de luni. Ce se va întâmpla și cum merg în acest moment negocierile? S-au înțepenit sau cum evoluează ele? Da. Dacă vorbim de legea educației sau legea salarizării, întrebarea 153/2017, să o luăm din urmă și faptul că din 2019 până în 2020, cei 2 ani, nu s-a aplicat și că nu s-au mărit într-adevăr salariile atât cât crea în lege. Odată cu venirea Partidului Social Democrat la guvernare, fiecare spune, domnule, de câte ori a fost Partidul Social Democrat, a fost o creștere economică, acest lucru s-a văzut și în buzunarele noastre. Vrem și noi, conform legii, să aplice legea. Ceea ce au dreptate din acest punct de vedere profesorii, eu sunt de acord și am spus și la anumite emisiuni sau la mai multe emisiuni, faptul că ar trebui, atunci când ești profesor și când ești debutant și că începe această profesie extraordinară, ar trebui să avem undeva salariul, undeva am zis eu, 5.000 de lei net. Vorbisem într-o emisiune la București cu domnul Hader, domnul profesor care da. E președintele unui sindicat și a spus că în calcul România educată ar trebui să fie undeva la 4.600. În ultima emisiune a spus, domnule, noi am recalculat tot și am zis că ar trebui să fie la 4.100 cu toate sporurile. Acum când avem această rotativă și faptul că avem legile educației care iar despre care vorbim, când avem această nouă lege a salarizării care, conform PNRR-ul, Plan Național de Redresare și Reziliență, ar trebui să avem o nouă lege pentru a echilibra sau a elimina inechitățile din sistem, atunci și Partidul Social Democrat va trebui să preia guvernarea, adică primul ministru. Cu siguranță sindicate, patronate, toată lumea spune, domnule, acum e momentul să putem să avem într-adevăr o grevă pentru a ne mări salariile. Tehnic, dacă vreți, nu poți să spui că în momentul de față ai undeva la 2500-2800 de lei net pentru un debutant, da, un profesor, în condițiile în care ceri 4100, adică aproape dublezi. Nu ai cum să ceri acești bani. Haideți să cerem... Păi probabil s-a lăsat o marjă pentru negociere, nu-i sigur, așa? Sigur, da. Și atunci haideți să vedem cum putem într-adevăr să mărim, nu știu, 20, 25, 15, 16%, cât putem, de ce, cât își permite bugetul. Ceea ce a spus mai devreme e foarte clar, faptul că ar trebui dinainte să vii. Atunci când făceam bugetul, să putem să avem într-adevăr o bugetată acești bani de mărire a salariilor. Au fost întâlnire din câte știu ieri, întâlnire între sindicate, domn premier și domnul Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, președintele Partidului Social Democrat, în care s-au cerut, bineînțeles, de către sindicate anumite măriri de salariu și nu numai. Și a spus foarte clar, în momentul de față, atunci când, acum când vorbim, avem un buget, nu poți să dai peste cap și nu poți să dai doar profesorilor. Următorii care vor fi și care își cer dreptul și care este corect, vor fi cei din MAI, din poliție și vor spune, domnule, nici noi nu am primit mările de salariu și vrem și noi măriri. Ceea ce e normal. Și atunci, iar începem o sarabanda mărilor de salarii, trebuie să, tot ceea ce va face Partidul Social Democrat va fi sustenabilitate. Atunci când am mărit sau mărim salariu, cuiva va trebui să, într-adevăr, să fie pe termen lung. Bineînțeles, va trebui să va veni la pachet, dacă vreți, cu profesionalizare și să ai într-adevăr, pentru că vorbim de educație și vorbim de profesori și vorbim de viitorul copiilor noștri, va trebui să investești mai mult în infrastructură, ceea ce se întâmplă în Galați. Când vorbim de infrastructură, nu mai e ministerul, ci efectiv și comunitățile locale. Cum în primărie am reușit și în Consiliul Județean am reușit să modernizăm, să extindem pe fonduri europene, cu bani de la bugetul local, pe partea de necontributivitate, pe partea de neelegibilitate, la fel trebuie să facă fiecare comunitate. Deci în 2016-2020
am început și am reabilitat, terminăm acum până la 31 decembrie 2023, terminăm jumătate în tot ce înseamnă instituții de învățământ și avem în PNRR și următorul program operațional cealaltă jumătate. Și atunci, bineînțeles că infrastructura arată altfel și am început într-adevăr unele școli să arate mult mai bine, modernizate. Este adevărat că în momentul acesta a fost o șoară dezordine în Galați. Multe școli au plecat în privegie, să zic așa. Foarte multe școli. 31 de acesta este doar un semnal extraordinar. Că lucrurile, într-adevăr, se îndreaptă în direcția corectă, potrivită. Ceea ce vreau să vă spun este că va trebui să fie un mixt. Una e că îți cer dreptul și trebuie să ai un salariu decent și trebuie să ai un salariu bun, ceea ce sunt perfect de acord. Cum zice președintele, într-o Românie educată, din păcate e complicat că nu ai mărit într-adevăr salariul. Atunci când ai fost la putere, a fost doar Partidul Național Liberal și cu USR-ul și putea să mărească. Acum venind, v-am zis, peste tot, toată lumea zice, ei sunt singuri care ne-au dat de fiecare dată și acesta este adevărul. Deci una e salarizarea, a doua înseamnă infrastructura pe care trebuie, într-adevăr, împreună cu ministerele, cu primăriile, cu Consiliul Județene, să putem într-adevăr să dezvoltăm, da, infrastructura, astfel încât copilul să aibă posibilitate să învețe și profesorul, nu numai copilul. Trei, dacă vreți, este acel program încă pilot de masă caldă pe care ar trebui să-l dăm și va trebui să extindem la tot ceea ce înseamnă unitățile de învățământ. Dacă nu ai într-adevăr posibilitatea că nu ai o cantină, să poți, într-adevăr, prin catering sau ceva, să poți să dăm o masă caldă copilului. Al treilea lucru, al patrulea lucru, da, într-o ordine cum doriți, este și faptul să pregătim profesori, într-adevăr, an de an, astfel încât, pentru că am avut pandemia, da, să cresc competențele profesionale, cât și digitale, de ce nu? Pentru că, ca și președinte al comisiei, atunci când am avut pandemia, am spus, domnilor, stăm acasă, folosim, vă dăm aplicația, folosiți-o. Păi sunt profesori și profesori, unii care sunt mai prietenoși cu IT-ul și cu tot ce înseamnă nou, unii mai puțin. Și atunci trebuie să explici copilului ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. Cred că suntem pe o direcție bună. Vă asigur din partea noastră, președintele partidului Marcel Ciolacu, cât și a conducerii partidului, de faptul că vom discuta cu tot ce înseamnă sindicate, asociații de părinți și cu tot, astfel încât să avem o creștere a salariului, cât și a calității actului. Înțeleg exact modul de a vă raporta politic la toată această situație, dar din punct de vedere personal, haideți să o discutăm și din această perspectivă. Ambii mei părinți, de exemplu, au fost cadre didactice toată viața, peste 40 de ani. Și mă șochează în momentul acesta să văd un mare parte a populației arătând cu degetul către profesori, acuzator că ce le trebuie lor mai mulți bani. Nu s-au făcut profesori din vocație. Este normal să vorbim astfel despre cadrele didactice care sunt și moașă comunală, și psiholog, și polițist. Le cerem să fie de toate. Nu sunt doar cadre didactice care comunică conținuturi de lecție. V-am zis la început, mi se pare numai să-și ceară drepturile. Și eu am în familie doi profesori, așa că știu despre să ce ne trăiască. Să ne trăiască, da? De română, de matematică și de engleză. Cele două surori. Ideea este că haideți să vedem dincolo de această luptă, într-adevăr, nici nu poți să vii să spui, domnule, vreau o anumită sumă să-mi dai, nu știu, 80% să mărești salariul, pentru că nu se poate. Și nu ești dar este tu. Normal ca oamenii aceștia să-și dorească îmbunătățirea actualelor condiții. Nu poți să trăiești, dacă vreți, vorbim de un profesor, vorbim de viitorul copiilor noștri, vorbim de cei ce pe noi ne-au șlefuit și care cei ce ne-au învățat. Cred că fiecare dintre noi, dacă stăm și ne gândim, avem ține minte un mentor printre profesori. Da, un profesor, ce a făcut, ce a spus, cum a zis și ți-a rămas întipărit în minte. Dacă vorbești de educatoare, de învățătoare, da, sigur de că 4, da. Că vorbești de anumiți profesori care într-adevăr au spus anumite lucruri și care aceia sunt formatorii. Da. Și te-au și format ca și persoană, luând ceea ce te-a reprezentat pe tine. Nu mi se pare normal. Faptul că își cer drepturile, da, bine, să nu blocheze nici actul educațional în sensul în care ai o grevă, bun, faci o grevă, mergi, lași sindicate să vorbească, dar să ne educăm copiii, pentru că nici nu putem să stăm. Adică grevele acestea, sunt de acord cu ele, stai o zi, două, după care hai să ne apucăm să facem lecțiile și ceea ce trebuie să facem. Sunt convinsă că și cadrele didactice nu-și doresc să recupereze în weekenduri materii sau lucruri de genul acesta. În mod sigur, toată lumea își dorește ca sistemul să funcționeze în continuare, în
beneficiul tuturor, bineînțeles. Corect. Haideți să ne ocupăm și de ceea ce înseamnă rotativa guvernamentală. La ce să ne așteptăm începând cu 26 mai? Conform înțelegerilor, a trebuit pe 26 mai să-și dea demisia domnul actual prim-ministru Nicolae Ciucă. Și domnul Ciucă și domnul Ciolacu au dat garanții că se va respecta calendarul. După care calendarul vine 29, 30, 31, ar trebui să avem, să vină coaliția, să vină la, cu propunerea de prim-ministru domnul Marcel Ciolacu, să meargă la domnul președinte, să spună, domnule, noi am făcut, avem o coaliție de 70%, vreau să, acesta este premierul nostru, propunerea noastră. Atunci domnul președinte ar trebui să vină să spună, domnule, acesta este, formați guvernul. 29, 30, 31 ar trebui să audierea tuturor miniștrilor și pe 1 iunie ar trebui să avem nou guvern, avem nevoie de stabilitate. Ceea ce noi spunem de fiecare dată că sunt niște lupte și niște discuții, da? Am avut un protocol în care în protocol scria foarte clar că ar trebui să facem acest switch, această schimbare, modificare și că schimbam într-adevăr finanțe cu justiția și transporturile cu MIPE, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, fondurile europene. Bun, mai simplu. Suntem într-o dinamică, le-am explicat din punctul nostru de vedere, având în vedere că anumiți miniștri, da, au performanță și că, într-adevăr, și-au făcut treaba, au fost echidistanți, au fost echilibrați, nu putem spune că domnul a ținut cu un partid sau cu altul, ci efectiv toți cei ce au venit, da, au avut ușa deschisă, asta mă refer la Ministerul Transporturilor. Da, acolo a venit PNL și a spus cum îl lăsăm pe Grindeanu să taie în continuare pe Angliș la autostrăzi. Am auzit și alții că sunt foarte mulți bani. Banii nu ia nimeni, niciun ministru. Să-și. Eu am fost secretar de stat în Ministerul Transportului. Nu pleci cu banii stânga-dreapta, nicăieri. Da? Asta e primul lucru. Vă mai spun tot din experiență faptul că atunci când schimb ministru, după un an jumătate, toată lumea zice, vine altul să vedem cu cine, cum, care sunt prioritățile. Dacă reușim să facem acest lucru, să putem să păstrăm anumiți miniștri în funcție, va fi bine. De ce? Pentru că a început să semneze niște contracte. 2022, anul trecut, am avut un record pe care nu l-am mai avut, inegalat și am semnat contracte, domnul Grindeanu, de 10 miliarde de euro. Să semnezi contracte de 10 miliarde, adică să angajezi, asta înseamnă că ai avut licitațiile, înseamnă că ai avut contestații sau ce ai avut și ai semnat contractele. Asta înseamnă că poate să înceapă lucrările. Deci, faptul că va continua încă un an jumătate și sper să fie acest lucru, atunci cu siguranță va putea să urmărească și lucrarea, și bugetul, și execuția. Din nou buget, din nou execuție. Purtătorul de cuvânt de la Partidul Național Liberal explica faptul că investițiile în zona transporturilor au început din timpul guvernării Orban. Bine, de aceea v-am și explicat faptul că ar trebui să avem o continuitate. Pentru că noi dacă n-am învățat nimic din guvernare și faptul că de la 6 luni, 8 luni, 10 luni schimbam ministru și secretar de stat, vorbim de un proiect sau o investiție, infrastructură mare, care înseamnă studiu de fezabilitate, proiectare, execuție. Toate aceste lucruri înseamnă cel puțin 3 ani, 4 ani să poți să le termini. Dacă vrei să le faci așa cum trebuie, ca la carte. Faci studiu de fezabilitate, un an de zile faci proiectul, da, care să vezi într-adevăr ceea ce se întâmplă pe studiul geo, să vezi dacă trece iarna, vara, mai ales unde avem munți și dealuri și tot, da. Să vedem pe unde, da? După care avem proiectul tehnic și apoi execuția. Noi schimbând ce v-am spus miniștrii și secretar de stat, bineînțeles că el a început tot ce vorbim, dacă vă dau un exemplu, 2019 semnat contractul de către Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, PSD, da. Atunci când am fost și eu la secretar de stat, Craiova-Pitești. Nu-i termina nici acum. Și atunci cui îl atribui? Celui ce a semnat sau celui care vine și taie panglica? Deci discuția noastră este dacă trebuie să învățăm ceva de la guvernare, este că a trebuit să punem un om și să rămână 4 ani de zile. Dacă reușim acest lucru, este senzațional. Vă mai dau un exemplu. Ministrul de transporturi și cred că v-am mai spus, polonez, transporturi, un domn la 60 și ceva de ani, nu vorbea, v-am zis, limba engleză, nu avea traducător și vorbeam pentru înțelegerea la bilaterale și cred că l-a prins și pe Grindeanu și e de, cred că de vreo 10-12 ani în poziția respectivă. Oh. Dar când a început să deseneze pe hartă,
pe o foaie așa A4, cum aveți dumneavoastră, a desenat pe unde trebuie să facă, de unde ia banii, cum face, cum se unește. Și avea sens. Și avea sens. Și nu că avea sens, ceea ce zicea, așa făceau. Yeah. Și atunci, fiind de 10 ani, de 12 ani și prinzând 3 mandate, cu siguranță și oamenii care sunt de jur împrejur, și secretarul de stat, și secretarul general, și tot ce înseamnă directori pe care nu-i schimbi, da? S-a schimbat acum guvernarea, normal trebuie să schimbă ministrul transporturilor cu CNAIR-ul, trebuie să schimbăm directorul general de la CNAIR, trebuie să punem un ministru al finanțelor și să schimbăm pe cel de la ANAF. Și domnul Heiuș, dacă vreți, de la ANAF, tot Partidul Național Liberal, e profesionist și care știe, vine din sistem, a început să facă ceva. Din punctul meu de vedere, l-aș lăsa. Tehnic vorbind. Politic e altă discuție, dar tehnic l-aș lăsa. De ce? Fă-ți treaba, pentru că dacă mai stăm un an și jumătate, cu siguranță și implementează ceva. Dacă stăm să ne gândim bine, nici la echipele de fotbal, antrenorii nu rezistă atât de mult în România. În România, din păcate, așa suntem noi. Trebuie să învățăm... V-am suflat pentru că vorbim de fotbal. Da, de fotbal, să știți, pentru noi, pentru Galați, pentru Oțelul Galați, e un eveniment și trebuie să susținem echipa noastră. Eu, ca un fost jucător al Oțelului și care am jucat în prima ligă, vă spun că contează foarte mult suporterii. Și suporterii și oamenii și gălățenii trebuie să fie alături de echipă, nu când e bine. Când e bine, toată lumea, ca în viață. Când e bine, toată lumea e lângă tine, dansează, cântă, servesc ceva. Când ți-e greu, da? Și avem o perioadă nu atât de bună a echipei, dar tot ei sunt, da? Cu Dornel Munteanu, cu toată conducerea, cu primăria, cu tot ce înseamnă privatul, tot ei sunt jucători, da? Cu și tehnicul și antrenorul, sunt cei ce au adus această echipă. Aici unde suntem. Vorbim de un meci în care a trebuit să am câștigat, am promovat. Direct. Pentru că mai era este și varianta în care să avem, într-adevăr, baraj. Ne-am gândit de la începutul, hai să fim corect și să spunem că la începutul campionatului am zis, domnule, să promovăm direct, nu știu dacă se va putea, dar măcar să fim la baraj. Da? Și să putem pe locurile 3-4 și să putem să promovăm. Avem șansa asta, din punctul meu de vedere, pentru gălățeni, să susținem echipa la bine și la rău, să știți. Adică un suporter adevărat și un om care iubește echipa și Galațiu a trebuit să fie alături de echipă și să susținem. Cred că are nevoie și cu un public minunat cum are Galațiu și oamenii care iubesc sportul și mai ales fotbalul. Cred că duminică la ora 13 va începe meciul, duminică la ora 15 fără 14:45, cred că ne vom bucura împreună că Oțelul se simte implicarea dumneavoastră efectivă, emoțională. Am jucat acolo, știu, simt cred că cel mai bine de toți cei ce spun ceva de fotbal, pentru că am jucat și atunci când joci, știi presiunea, știi. Puteți să vă detașați vreodată? Nu niciodată. Nu poți. Nu. De ce? Pentru că chiar e o parte din viața fiecare dintre noi. Și atunci când știi despre ce e vorba și ai avut acele emoții, cu siguranță cred că simt cel mai bine că jucătorii ai un moment în care mergi foarte bine. Ca în viață. Ai un moment în care cazi, în care zici, bă, nu, parcă nu mai este de 3 etape, nu batem pe nimeni, parcă nu mai jucăm, deși suntem aceiași oameni. Poate oboseala, poate presiunea, poate... Și atunci ai nevoie, unul, să te aduni și să stai în interiorul echipei, să spui, doamne, tot noi suntem, cu antrenorul, cu tot staff-ul, cu masiorul, cu doctorul, cu toată lumea. Trebuie să vină managementul și să vorbească cu tine, să-ți dea liniștea asta de care avem nevoie, după care ai nevoie de suporteri care te împing de la spate, credeți-mă că atunci când strigă și când te apreciază și în momente mai puțin bune, cu siguranță ai nevoie de acest lucru. Și contează foarte mult. Ceea ce îndemnul meu este ca să venim la stadion, să susținem echipa și să promovăm, de ce nu, din prima. Haideți să ne întoarcem pe rotativa guvernamentală. Așadar, sunt șanse ca Ministerul Transporturilor să rămână la PSD în condițiile în care Partidul Social Democrat la negocieri ar putea ceda un alt minister. Înțeleg că și domnul președinte Ciolacu își dorește micșorarea numărului de ministere. Al lucru. Suntem într-o dinamică atunci când facem un buget. Adică, ceea ce vreau să spun, ca niște oameni profesioniști care am trecut prin anumite lucruri și care vedem anumite lucruri. Facem un buget 2023 în care spune că vom avea anumite venituri și anumite cheltuieli. După primul trimestru, da, vedem că, într-adevăr, cheltuielile sunt, da, dar nu am obținut aceleași venituri.
Și atunci va trebui să luăm niște măsuri. Măsuri înseamnă să reducem cheltuielile. De ce? Pentru că atunci când am gândit bugetul nostru, am zis, avem un deficit de 4,6% din PIB, avem o creștere economică de 2,8%. Acestea sunt reperele pe care noi le luăm. Da. Dacă în mișcare, după 3 luni de zile, vedem că nu avem aceste cheltuieli și nu ne încadrăm în deficit și în creștere economică, da? Nu mai zic de inflație și de tot, atunci trebuie să iei niște măsuri. Ca să iei niște măsuri, reduci cheltuielile. Cum le reduci? Am spus, domnule, de la secretar de stat și de la toți cei din conducere să avem consilie jumătate, numărul consilierilor. Acum când face rotativa, putem vorbi de comasarea anumitor ministere și s-a discutat cum a fost Ministerul Economiei cu celul a IMM-urilor și turismului. Vorbim de tot ceea ce ține de Ministerul familiei tineretului cu cel al sportului, pentru că au fost împreună. Da. Și atunci putem vorbi de anumite comasări. De ce? Reducem cheltuielile. Acest lucru. După care spune că trebuie să facem orice instituție publică și minister va trebui să facă reducere de 10% de pe capitolul bunuri și servicii. Va trebui să nu mai cumpărăm, nu știu, mobilier, mașini, pe perioada asta. Să vedem cum suntem. Va trebui să nu mai facem deplasări atât de multe externe. Adică sunt niște lucruri normale într-o dinamică. Bineînțeles, dacă vreți, și la nivelul ANAF-ului și al Ministerului Finanțelor Publice, ar trebui să avem o colectare mai bună. Suntem undeva pe ultimul loc în tot ceea ce înseamnă colectarea TVA-ului din Europa. Deci nu colectăm vreo 33-34% din... Nu colectăm acești bani. Și atunci ar trebui să avem o colectare, dar lucrul acesta se întâmplă dacă digitalizăm, să știți. Atunci când vom digitaliza ANAF-ul, de aceea v-am zis că a început un proiect foarte, foarte bun domnul Heiuș, tot așa, din urmă început. De ce? Pentru că ai nevoie să ai un cai de sarcini, ai nevoie să ai o licitație, un câștigător și o implementare a proiectului. Și apoi să vezi, într-adevăr, 3, 4, 5 ani, într-adevăr, să poți să implementezi proiectul și să te bucuri de el. Cred că, nu cred, cu siguranță digitalizarea ANAF-ului și numai ANAF-ului, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, digitalizarea Revisalului și a tot ceea ce înseamnă cloud-ul guvernamental, interoperabilitatea sistemelor va trebui făcută în România în următoarea perioadă, pentru că avem bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, avem undeva la 6 miliarde, 20% din toată suma, 6 miliarde de euro pe care ar trebui să-i folosim într-un mod inteligent, astfel încât, într-adevăr, să putem spune că avem o colectare mai bună și că banii pe care avem putem, într-adevăr, să plătim ce am vorbit la începutul emisiunii de salariile profesorilor și nu numai a lor, și a tuturor celor din poliție și a celor care, într-adevăr, nu au beneficiat de în mod normal de aplicarea legii salarizării unice. Printre cele mai importante aspecte privind digitalizarea, cred că sunt cele referitoare la funcționarea administrației publice locale și serviciile. În acest moment, Galațiul cum este pregătit în această direcție? Cred că suntem bine și am făcut pași importanți, să știți, din 2016-2020, continuăm 2020-2024 până la anul. De ce? Pentru că în momentul de față poți, dacă vrei un certificat de urbanism, vei putea să-l obții online, adică de acasă să poți să aplici și să-l primești. Bineînțeles, mai avem o problemă la autorizația de construcție, într-adevăr, va trebui să semnăm holograf. Lucrăm în Parlament acum și va ajuta fiecare comunitate vorbim de semnătură electronică calificată, cu sigiliu temporal și marcă temporală, și atunci vei putea spune că atunci când semnezi cu o semnătură electronică calificată, este ca și valoarea juridică, este ca cea holograf, și atunci dacă cel de acasă cere și într-adevăr are semnătură electronică calificată, un act eu să pot să-l eliberez. Cred că am făcut pași mari în tot ce înseamnă digitalizarea. Ceea ce nu am făcut atunci când vorbim de țară și numai de țară, de Uniunea Europeană, este că nu am interoperabilizat sistemele. Astfel încât în mod de față suntem insulari. Galațiu are un model de certificat de urbanism, Brăila are un alt model de certificat de urbanism. De ce? Pentru că nu ne-am interconectat.
Ceea ce trebuie să face la nivelul țării, da, văzând toată țara, este să interconectăm sistemul. Sunt în Brăila și vreau să cer de la Galați un certificat de urbanism, am cerut. Acest lucru se va întâmpla și atunci când vom avea cartea electronică de identitate. În septembrie vom avea primele cărți de identitate electronice, în care avem un pe fața cărții va fi poza, nume, prenume, CNP și cod numeric personal și serie de buletin și număr, iar în interior, ceea ce nu se vede, va fi domiciliul, va avea două amprente digitale ale posesorului și va fi un certificat digital. Cu acel certificat digital vei putea să te identifici, da? Și vei putea să intri în sistem astfel încât să ceri orice lucru, nu știu, legat de cum e cazierul final, da, ăsta, fiscal, orice lucru, legat de sănătate, legat de orice. Și în interior va trebui să avem și cardul național de sănătate în interiorul acestei cărți electronice de identitate. Asta înseamnă digitalizarea României, asta înseamnă interoperabilitatea sistemului astfel încât oriunde ai fi în țară, de aceea am zis și de Europa, să mergi în Europa și să ceri această informație și să primești această informație. Bineînțeles, vorbim de securitate cibernetică, astfel încât să nu-ți fure identitatea. De aceea avem un acest certificat digital, astfel încât să te identifici și, într-adevăr, doar tu vei fi cel care vei cere informația, nu altcineva va avea acces la ea. Asta e ceea ce trebuie să facem. Să interoperabilizezi. Este o viziune sisteme întreagă în ceea ce privește această vorbim direcție. Vorbim de cloud guvernamental, fiind la București, vezi mult mai complex tot, nu vezi doar Galațiu. Sigur. Să spui că m-am digitalizat, avem, vorbim dacă vrei de transportul public în care poți vedea, ați văzut când am zis că, domnule, avem și cărțile acelea pe care validez, da? Care sunt portofele electronice, așa se numesc, și atunci spunea, domnule, cine va folosi? Și uite că lumea folosește, le validează avem și un counting al persoanelor în care să poți să știi cât s-au urcat, cât s-au coborât și unde ai poate o fraudă. Și avem, cred că, zeci de rapoarte pe care le avem zilnic la nivelul primăriei cât și a Transurbului, în care poți, într-adevăr, uitându-te pe ele, să poți să jonglezi, să iei anumite măsuri când să suplimentezi mașinile pentru că ai nevoie dimineața, când trebuie să le retragi pentru că traficul nu e atât de intens și atunci când poți face lucrul acesta. Le facem în Galați, v-am zis. Fascinantă discuția despre digitalizare. Vă rog să o lăsăm deschisă pentru episodul următor, când ne reîntâlnim și reluăm dialogul. Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns pozitiv invitației noastre, domnule senator. Iar dumneavoastră, domnilor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!